Capitolul 13 Întâmpinarea Domnului După legea mozaică, atunci când femeia năștea fată, trebuia să se prezinte în a 18-a zi după naștere la templu, cu nou născuta pentru curățirea ei, pentru binecuvântarea copilului și pentru a aduce darul lui Dumnezeu ca răscumpărare. Dacă năștea băiat, trebuia să se ducă la templu la 40 de zile după naștere. Levitic, capitolul 18, versetele 1-8 Iar dacă băiatul era întâiul născut, primea o binecuvântare specială. Preotul îl așeza înaintea jerfelnicului și după aceea îl dăruia părinților. Ieșirea, capitolul 13, versetul 2 însă Maica Domnului a născut mai presus de fire și nu avea nici un motiv să se arate la templu cu daruri pentru curățirea ei. Totuși, a preferat să o facă. Un alt moment care arată marea ei smerenie, pe 2 februarie se împlineau 40 de zile de când Iisus se născuse, iar părinții lui l-au arătat la templu, și s-a urcat cu acesta la Ierusalim ca să-l pună înaintea Domnului. Luca, capitolul 2, versetul 22 Bătrânul Simeon l-a primit pe prunc în templu. L-a îmbrățișat și a rostit rugăciunea către Domnul. Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, în pace. Luca, capitolul 2, versetul 29, care însemna că Simeon se simțea legat de pământ și cerea să fie eliberat. Căci cel ce îl îmbrățișează în viața lui pe Hristos simte viața aceasta ca pe o temniță și vrea să se elibereze pentru a se muta în cealaltă viață, cea veșnică. Apoi îi profețește Maicii lui Fecioare Maria despre prunc. Iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri și prin sufletul tău va trece sabie ca să se descopere gânduri din multe inimi. Luca capitolul 2 versetele 34-35. Toți cei ce cred în fiul tău, iată, vor fi înviați, se vor mântui, îi spune Mariei. Observăm că nu îl include și pe Iosif. Nu spune fiul vostru ci fiul tău. Toți cei ce nu vor crede vor pieri. Acest prunc va fi semn pentru multă lume, iar ci Domnului îi prorocește. Iată, prin sufletul tău va trece sabie, arătând durerea pe care o va simți, văzându-și fiul răstignit pe cruce. Așa cum a profețit Simeon, așa s-a și întâmplat. Închipuiți-vă un bătrân ținând în brațele sale un prunc de 40 de zile și prevestind cu siguranță viitorul dureros al acestuia. Întoarcerea în Nazaret După ce s-au săvârșit toate, s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. Luca, capitolul 2, versetul 39 Maria ținea pruncul în brațele ei, îl alăpta, îl adormea, îl alinta. Noaptea, poate, pruncul se trezea, plângea, își voia laptele și maica lui îl hrănea, punându-l apoi iarăși în păduț. Adormindu-l din nou, acest prunc este Dumnezeul nostru. Și copilașul creștea și se întărea cu Duhul. Luca, capitolul 2, versetul 40. Au trecut lunile și iată că din fragidă pruncie Domnul Hristos și-a început peripeția dureroasă.